Bine v-am găsit! Astăzi voi face un desert pe care îl făcea bunica când eram copil. Îi spunea brânză de iepure. Pentru aceasta am pus la fiert un litru de lapte și de obicei nu obișnuiesc să cântăresc, fac fără cântărire, dar acum voi încerca să măsor toate cantitățile. În general lucrez și cu produsele solide la volum, mi se pare mai comod. Am 300 de mililitri de griș. Voi turna încet în lapte până obțin viscozitatea dorită și voi face prin diferență cantitatea consumată. Folosesc o lopățică de lemn pentru că așa pot să rat foarte bine fundul cratiței și să nu se prindă. Grișul nu trebuie să fie foarte viscos, trebuie să aibă o consistență mai moale ca să pot să-l torn în tavă. Grișul este gata, o să opresc focul. Acum voi pune grișul să se răcească puțin, să nu fie chiar fierbinte. Voi prepara un topping până se răcește puțin grișul cu zahăr brun, 2 linguri, cacao, aproximativ o lingură, puteți să puneți între una și două linguri. Puțin să se omogenizeze. Și voi adăuga, am aici o conservă de lapte de cocos, voi pune cam jumătate din ea, deci circa 200 de mililitri. Dau drumul la foc. Îl țin până fierbe. Este un topping care se face ușor, este și foarte gustos. Îl las să fiarbă. În griș adaug 3 linguri de zahăr, se poate pune de la început cu laptele, dar eu prefer mai târziu pentru că atunci devine grișul mai ușor de prelucrat. Am pregătit o tavă de copt în care am pus pe pereții tăvii unt și am tapetat cu besmet. Pun un strat de griș. Și voi așeza peste griș jumătăți de prune. Acopăr prunele cu un strat de griș din nou. Mai pun un rând de prune. Îmi intră câte 8 jumătăți odată. Și acum torn grișul care a mai rămas. Se poate combina și cu fructe uscate, se pot pune stafide sau merișoare afine. Acum voi pune tava la cuptor
pentru 40 de minute la 180 de grade. Am fixat cuptorul la 180 de grade pentru 40 de minute și acum voi băga tava în cuptor. Toppingul este gata. Lasă să se răcească. După 20 de minute, dacă începe să se rumenească, se reduce temperatura la 100, 130 și se mai lasă până se termină programul. Se poate face acest desert și mult mai simplu dacă se folosesc fructe uscate. Atunci acestea se pun imediat ce se termină de fiert grișul și se poate turna direct în tavă. Nu se mai bagă tava la cuptor, se lasă să se răcească, după care se răstoarnă pe o tavă și se taie felii și apoi se poate pune toppingul sau punem toppingul de la început. Deci e această variantă cu fructe uscate care merge mult mai repede. Eu am încercat acum să fac cu prune și în acest caz timpul de preparare este mai lung. Puteți alege oricare variantă doriți. Bunica de obicei făcea cu stafide și în loc de toppingul de cacao punea sirop de smeură sau dulceață de smeură. Eu am modificat puțin rețeta, dar se poate face și simplă cum o făcea bunica. Deci fierb grișul, pus fructe uscate, lăsat să se răcească și apoi pus sirop sau dulceață care vă place. Am să recapitulez ingredientele pentru că am lucrat fără cântărire. Deci am folosit pentru griș 1 litru de lapte, 3 linguri de zahăr, 190, am măsurat în volum 190 ml griș. Se poate adăuga un pliculeț de zahăr vanilinat și un praf de sare. Pentru topping am pus 200 de mililitri lapte de cocos, 2 linguri de zahăr brun, o lingură de cacao. Iar fructe am folosit prune, 8 prune tăiate în jumătăți, prune crude, nu uscate. Deci rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă doriți să încercați acest desert. Este foarte gustos, se face rapid, este ieftin. Dacă îl faceți cu fructe crude sau cu fructe uscate, dacă vreți să vă simplificați munca, se poate face foarte bine cu fructe uscate sau chiar fără fructe. Am să scot tava din cuptor. Lasă să se răcească, după care îl răstorn într-o tavă și pun toppingul peste el, dar trebuie să fie rece ca să își păstreze forma pe care o are tava. S-a răcit conținutul din tavă. Acum voi răsturna într-o tavă plată. Un polonic special pentru sosuri, am să pun din topping. Voi pune și câteva frunze de mentă. Am tăiat o bucată
Voi pune puțin topping și în farfurie. Am tăiat o bucată. Este un desert foarte gustos, simplu, foarte ieftin. Vă doresc poftă bună!